Bună seara, bună noapte, frați creștini, la gospodar și la copii, bună seara, jos și în sus, astăzi s-a născut Iisus. Pruncul cel mult așteptat, de Tatăl Ceresc nouă dat, să ne scoată din noroi, din primejdii și nevoi. Tatăl Ceresc pe noi ne iubește, căci pe Fiul îl pornește. La o luptă cu cel viclean, pe om din gheară, lui să-l scape de Satan. Cum el Dumnezeu așterne covoraș din ea, să acopere răutatea omenirirea. El este curat și luminos, Fiul Împăratului Ceresc, Hristos. Noi ne-am adunat în peștera Lui să-L învălim căldură dragostei, să îmbrăcăm în pelincuțe și să ne scape de pătimuțe. Fraților, să nu uităm niciodată, El vine în casa noastră, în peștera sufletului celui necăjit, să-l mângâie, căci rău e împletit. E fric și noapte, întuneric, îngrașt pe paie, lângă boi, așa veni Iisus pe lume, nu împălat pe haine noi. Pe pai jos veni Mesia, al nostru împărat și rege. Cu el stă Iosif și Maria, în fața lor stătea un rege. Fii binecuvântat, Iisus, ești Dumnezeu adevărat. Venit din cer, promis de Tatăl, ești cel mai mare al nostru împărat. Îți mulțumim că te-ai născut pe acest pământ plin de păcate, ca pe noi prin tine să avem iertate toate păcatele. Vă felicit cu Sfânta Sărbătoare de astăzi. Mulțumim! Praznicom! Această sărbătoare este o sărbătoare deosebită de iarnă, de care ne împle sufletele noastre de acea dragoste dumnezeiască. Pentru că însuși Mântuitorul Hristos s-a coborât din cer ca al doilea Adam. El vine în peștera sufletului nostru. El ne caută, ne bate în inima noastră în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare moment. El ne așteaptă ca să ne întoarcem la El. Din iubirea Sa de oameni, iată că Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său. Dar când vine El, nu este primit, pentru că observăm că nu s-a născut în oarecare palat, așa cum spune El. Ai mei nu m-au primit. Iată aceasta și este că neamul iudeu din care trebuia să nască Hristos, nu l-a primit pentru depărtarea sa de la însuși Dumnezeu. Și noi astăzi, frați creștini, avem multe încercări în viața noastră. Avem multe greutăți, scârbi, dureri și necazuri. Dar să știm un lucru, că Mântuitorul Hristos, El este Cel care poate să ne ajute, poate să ne mângâie în sufletul nostru cu bunătatea, cu smerenia sa și cu răbdarea. Așa cum și magii au adus astăzi la nașterea Domnului aur, tămâie și smirnă. Adică aurul este dragostea, tămâia este rugăciunea și smirna este smerenia. Iată, aceste trei părți trebuie să aibă fiecare creștin în viața lui. Și sigur că astăzi noi mărturisim, dintre care vă mulțumesc că ați venit să ne rugăm împreună, să mărturisim și noi că noi îl primim pe Hristos în sufletul nostru. Îl primim pe noi în peștera sufletului nostru, în casa noastră. Pentru că El astăzi va bate la fiecare la ușă, la fiecărui suflet, la fiecare în parte. Și la cel necăjit și îndrurat, scârbit și bucuros, mâniat și însuși necăjit,
s-au scârbit. La toți el bate diferit, numai că fiecare îl primim după cum noi observăm că el este în fața noastră. Mai ales chiar în ziua de ieri, sau vorbim chiar de astăzi, câtă bogăție sau ce covor ce a șters, s-a așternut, adică însuși Mântuitorul Hristos. Tatăl Ceresc îl binecuvintează să coboare la noi pe pământ și își face această lumină, această dragoste, acest omăț, acest nea care este așezat astăzi. Ne mărturisește încă o dată, frați creștini, așa cum spune în Sfânta Scriptură. Vor vedea semnele vremurilor, dar nu vor crede. I-am dat întrebarea aceasta și ieri. De ce alaltă ieri? Mai alaltă. De ce nu asară? Adică alaltă sară, cum ar fi. N-a fost acest omețel. Iată, acum, din nașterea Domnului. Ne mai trebuiește oarecare minune? Numai cel necredincios și cel care nu vrea să-L primească Hristos în sufletul lui și în gândul și în cugetul lui, nu primește această bogăție și această mărturie că Hristos se naște din cerul slăviților. Așa cum a cântat și îngerii, așa cum a cântat deasupra la cei păstori care pășteau oile, slavă întru cei de sus de Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bună voire. Încă o dată vă fericit cu Sfânta Sărbătoare!